Neața, neața, ce frumoasă este viața. Vă salut din București. Este 9 iunie. Am ieșit de la secția de votare, unde am votat primarul general, primarul de sector, Consiliul Local Sector 1, Consiliul General și pentru Parlamentul European. Vreau să zic că am stat la coadă la vot, ceea ce e un aspect pozitiv, înseamnă că lumea votează. Poate era și ora 9-10 dimineața, când cei mai în vârstă ies din casă, dar sper să se voteze într-un procent destul de mare. La unele categorii de votare mi-a fost destul de greu să aleg. La altele, votul a fost imediat. Nu am venit special să votez în București, s-a nimerit să fiu în perioada asta și am zis că dacă tot sunt aici, să-mi exerci și dreptul de vot. Deci, Nicușor Dan, te-am votat, am încredere în tine, ca de la matematician la matematician. Doamna Clotid, recunosc că mi-a tremurat puțin mâna să pun ștampila în dreptul numelui dumneavoastră, și v-am ales pe criteriu că nu-mi plac ceilalți candidați. Sper să fie din ce în ce mai bine la sectorul 1. La europarlamentare am ales un candidat independent, un candidat pe care l-am votat și la alegerile precedente și care a fost foarte activ în social media și a raportat absolut toate problemele și îmbunătățirile făcute. Cam atât. Vă urez spor la vot. Pupici. Niște precizări, pentru că mi-am amintit acum. Am votat la secția 7 în sectorul 1 și mi se pare un pic haotic modul cum sunt puse urnele de vot. Nu sunt puse într-o ordine, primăria de sector cu primăria generală, pur și simplu sunt amestecate și poți foarte ușor să pui buletinul de vot în urna greșită, așa că fiți atenți.